Cum se simte Valentin Sanfira, la două luni de la accidentul suferit în Italia? Cântărețul este recunoscător pentru faptul că a scăpat cu viață în urmă cu aproximativ două luni. Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis pentru Valentin Sanfira s-a transformat într-un coșmar. Se afla în Italia atunci când un șofer i-a tăiat calea, în ciuda faptului că el se deplasa pe un drum cu prioritate. Ba mai mult decât atât, Norocul său a fost că în momentul accidentului purta casca, iar acest lucru i-a salvat viața. Chiar și așa, a fost nevoie de intervenția medicilor, dar și de un drum greu pentru recuperare. Îndrăgitul interpret de muzică populară mărturisește că s-a speriat foarte tare, și a fost un moment dificil pentru el, însă este recunoscător pentru faptul că a scăpat cu viață. Se pare că doar după patru zile medicii au decis să-l opereze, însă acum se simte mult mai bine. Am avut o mare cumpănă, mare. Puteam să mor, dar Dumnezeu m-a păzit. Am stat în spital timp de patru zile, iar medicii nu au vrut să mă opereze. În final, am suferit o intervenție la picior. Acum sunt mult mai bine. Dumnezeu face minuni. A mărturisit Valentin Sanfira.